Într-o tragedie faci politică și încerci să să-ți achizi niște datorii sau să reglezi niște conturi, mie treaba asta nu-mi place absolut. Deci așa am spus, ori v-am păcat, ori amândoi vă dați demisia. Fiindcă când am format AIE2 și eu știu cine e Plăhădiuc și Filatul știu cine e Plăhădiuc și Lupu știu, și eu știu cine e Filat și eu știu cine e Filat, cu atât mai mult că eu am guvernat cu dânsul, știu mai multe, fiind președinte. Încă lucrurile le spun mai târziu. Dar nu a venit timpul? N-a venit timpul. Dar am trecut peste asta. Nu mai faci turn și eu acum benzină în foc. Dar am trecut peste asta. Doi. Eu am cedat funcția de speaker pentru nu pentru ca să fie filat prim-ministru și lup președinte de Parlament și Timofti președinte de Republicii. Eu am cedat funcția pentru cauză, pentru oameni. Ca să mergem înainte, nu să rămână în funcție cineva și să folosească stoarele pentru interes personal. Pentru că tot dumneavoastră declarați că Alianța are probleme, are. Contrabandă, sigur, corupție, hoții, mărșăvenii, manipulări, dar ce nu-i cunoscut contrabandă? Ce nu-i cunoscut contrabandă? Este contrabandă. Am arătat schema care e contrabandă prin Transnistria. Am arătat-o. S-a întreprins ceva după ce am scos eu aceste scheme ca să fie oprit, să mai fie pus un punct vamal sau fiscal ca să nu mai ocolească punctele cele care sunt acolo că spuse de formă la mijloc. Punctul de control spune nu la mijlocul drumului, pe unii sunt încă 100 de metri de drumuri, prin prejuri, pe lături, dar la pot, la capul drumului. Păi și ce facem? Închidem ochii la tot ce se întâmplă? Doar pentru că Alianța este succesul și doar pentru că Alianța e locomotiva care ne duce în Europa? Tocmai asta, cu asta am vrut să începem anul ăsta. Să ne așezăm la masă. Să punem problemele pe masă. Fiecare dintre noi. Avem obiecte față de Ministerul X, Y, nu contează cu ei. Le discutăm. Avem obiecte la vamă, le discutăm. Avem obiecte la fisc, le discutăm. Și să luăm. Să fim oameni de stat, oameni pentru conducători pentru oameni, nu pentru cine mai mare și mai tare. Eu am spus la Consiliul Alianței, încheiați-o. Eu și mulți de-al de mine, care a început în 88, care-s vii și acei care-s morți, niciodată n-au crezut că o să vină o generație mai tânără ca noi, cu o altă școală și o să facă ce aici fac azi din poporul ăsta care stă 20 de ani de democrație și 20 de ani de sărăcie. Dar din păcate, sau spre fericire mai bine zis, clasa politică bogată. Nu pentru asta am luptat eu și cei colegi. Nu pentru asta am stat fratele meu Gheorghe în pușcării 6 ani zile. Și-a fost șomer și în perioada sovietică și în perioada democratică înainte de a ieși la pensie. Și asta m-am dus și m-am odihnit, m-am tratat puțin la api. Și eram pregătit să vin și va fi, indiferent de asta va fi. O discuție serioasă nu va fi. Eu nu mi-am asumat. Dar credeți că se mai poate?